Ascultăm acum o tabletă semnată de academician Gabriel Țepelea, dedicată memoriei papei Ioan Paul al II-lea. Ne despărțim acum de lutul care a adăpostit vreme de 84 de ani un personaj de legendă, personaj ce a dărâmat ziduri de ură fără armate, el și oștenii săi purtând tradiționala armură papală, halebarda cuvântului. Urmând calea deschisă de Crist, Ioan Paul al II-lea a semănat iubire între oameni și popoare. Originar, dintr-o țară care a cunoscut ororile totalitarismelor, contemporan cu excesele fasciste și comuniste, Ioan Paul al II-lea a înțeles încă de tânăr că nu se pot izgoni violențele prin violențe, crimele prin alte crime și că, pe primul plan al reconstrucției morale, trebuie să fie așezate autocunoașterea, îndreptarea și iertarea. A rostit însă un veto categoric împotriva abaterilor de la legile firii, împotriva unor practici ce subminează fundamentul familiei, împotriva practicilor homosexuale, a perversiunilor, a avorturilor, a contracepției. A demonstrat cu vigoare rolul familiei ca factor de renaștere și revigorare socială. A întins o mână frățească tuturor popoarelor și tuturor confesiunilor, puntea de legătură fiind esența ideii de bine. A vizitat lăcașuri de cult ale evreilor, musulmanilor, budiștilor și a multor confesiuni creștine. N-a ezitat să-și ceară scuze pentru greșelile din trecut ale Bisericii Catolice, propovăduind pacea confesională. Nu s-a plecat în fața diriguitorilor unor mari popoare, când aceștia amenințau cu sângâni de arme. A pledat constant pentru dreptul la pace și demnitate națională a tuturor. A fost un revoluționar care a dus la victorie gândirea umanistă fără victime. Îndemnul său, nu vă fie frică, se adresează tuturor celor care luptă pentru dreptate și demnitate și mai ales exprimă credința în viața viitoare. Cu trupul chinuit de încercări, sanctitatea sa a reactualizat exemplul apostolilor, călătoriile lor în numele credinței și a înfrățirii între popoare. A demonstrat că omul care iubește pe semenii săi poate mai multe, poate învinge. Viața sa a fost un exemplu de autodepășire prin credință. Nu i-a uitat pe cei sărași și umili. S-a adresat în special celor tineri, arătându-le că sportul, teatru, literatura, practicate în spirit creștin, fără excese, pot genera relaxare și pot produce fortificarea pentru viață. De aceea se poate spune că mult a iubit și mult este iubit. Fie ca pelerinii de la funeraliile sanctității sale să se întoarcă în țările de origine, pătrunși de adevărata esență a vieții și operei de înaltă pedagogie creștină a prelatului ridicat din Wadowice, adică din Polonia natală. Cuvântul său, înaripat de iubirea aproapelui, a erodat imperii bazate pe ură și violență, a întins punți de înțelegere între oameni și popoare. Închei repetând, mult a iubit și mult este iubit.